Rugăciunea creștină biruitoare. Ce este ea? Ei bine, o grămadă de oameni se simt înfrânți în viața lor de rugăciune, iar unul din motivele pentru care se simt așa este că nu înțeleg cu adevărat ce este rugăciunea. Doar când înțelegi adevărata semnificația rugăciunii și ce se întâmplă atunci când te rogi, poți fi biruitor în rugăciune. Nu trebuie să fii înfrânt în rugăciune și să te simți că nu te mai poți ruga. Ascultă-mă, te rog. Rugăciunea nu depinde de performanțele tale spirituale. Rugăciunea depinde de lucrarea lui Hristos săvârșită la cruce acum 2000 de ani. În Matei capitolul 27, începând cu versetul 45, Biblia ne spune că Isus a strigat. El murea pe cruce și a strigat. S-a uitat spre cer și a strigat: "Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit?" Vedeți, tatăl a întors spatele fiului său. Poate spune Semi, de ce? De ce a făcut asta? Biblia spune că Domnul Isus, care nu cunoștea păcatul, s-a făcut păcat pentru noi. Pentru ca tu și cu mine să fim neprihănirea lui Dumnezeu. El a luat pedeapsa asupra lui pentru păcatele noastre și de aceea a trebuit să fie părăsit și să moară pe cruce. Ca tu și cu mine să putem veni în prezența acestui Dumnezeu Sfânt. Doar astfel putem vorbi cu El. El este tatăl nostru și îl putem cunoaște și avea părtășie cu El, nu datorită a ceea ce am făcut noi, ci datorită a ceea ce a făcut Hristos la cruce. Când îmbrățișești ce a făcut Hristos la cruce, ești iertat. Păcatele tale sunt iertate, iar tu ești considerat de Dumnezeu neprihănit și poți intra în prezența unui Dumnezeu sfânt. Dar ce înseamnă acest lucru din punct de vedere practic? Înseamnă că rugăciunea nu depinde de elogvența ta, rugăciunea nu depinde de poziția ta socială, de postura ta fizică sau de strădanile tale. Rugăciunea se bazează doar pe o credință simplă în ceea ce Hristos a făcut pe cruce ca astfel să poți intra în prezența unui Dumnezeu Sfânt și cu care poți vorbi și în fața căruia îți poți vărsa inima pentru că păcatele tale sunt iertate. Ți s-a dăruit neprihănirea lui Hristos și datorită acestui lucru te poți bucura de biruință în rugăciune. Dăm voie să spun că atunci când am ajuns să-L cunosc pe Hristos, am descoperit ce înseamnă cu adevărat rugăciunea creștină biruitoare. Și de aceea și tu poți acest lucru dacă realizezi că biruința este doar prin Hristos. Asta a afirmat și Domnul Isus. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Și cu siguranță nu poți veni singur prin meritele tale în prezența unui Dumnezeu Sfânt. Poți acest lucru doar din El și prin El. Doar așa poți vorbi cu El și avea părtășie cu Tatăl Ceresc. Așa că te rog îmbrățișează ce a făcut Hristos pe cruce și vină în prezența sa și vei experimenta ce înseamnă rugăciunea creștină biruitoare.